Discutam ora trecută despre această situație tensionată iscată în Alianță din cauza situației de la Primăria București și în general de la alegerile astea locale care se desfășoară și te întreb, bă, dar de ce s-au adunat aceste partide împreună? De ce s-au pus împreună pe o listă? De ce merg mână de mână în aceste alegeri? De ce sunt condamnate la această situație? Iar răspunsul pe care ți-l alocă oricare dintre ei este, domne, ne luptăm cu extremiștii, domne, pericolul extremist cu un război la graniță. Și avem imagini impresionante cu pericolul extremist din România care a determinat începutul izbucnirea acestei alianțe. Care pare sudată, pare ceva sudat acolo. Hai să vedem. Și cum merg PSD și PNL de mână, văd că și în cazul partidului SOS. Da. Se ține lumea de mână în aceste imagini, locul 1 cu locul 2. Mână-mână. Dacă aveți o explicație pentru aceste imagini, înainte să difuzăm cu sonor. Aș prefera să-mi păstrez această explicație, da? Să nu o... Deși pare evident explicația. Care este explicația? Domnul Zafi. Vă rog, pare, domnul, pare domnul, o frumoasă reuniune. Așa. Vă rog, aveți grijă mare la cuvintele folosite. Pare dată o masă, în primul rând. O masă cu ocazia unui eveniment festiv, cu ocazia unui eveniment, dar care să fie pare evenimentul? Pare că este un eveniment festiv. Da. Oamenii ăștia au un sediu nou la partid, motiv pentru care puteți să-i spuneți că o această casă a partidului de poate fi de piatră, nu știu. O să zici casă de piatră urmărind acele imagini? Unui partid? Și cine prinde buchetul, prinde și locul lui. Vreau să vă întreb, dacă prindeți această melodie pe care o aplaudă doamna Șoacă, ce melodie credeți că ar putea să fie? Sper că manele. Vă rog să vă liniștiți. Sau ceva rusesc. Nu cred că nu cunoașteți. Manele rusești există, domne, ca să îmbinăm toate preferințele. Cred știi că cum nu e cunoaște. Nicu Ciucă cu populară și YouTube? Să fie doamna Șoșoacă. Manele rusești. Cred că nu cunoașteți pe doamna Șoșoacă. Dar de ce doamna Șoșoacă s-a îmbrăcat în jumătate din steagul Ucrainei? Ia uzi. Ia. It's the final countdown. O știu, este... Melodia de ție și pe nas. Da. Atât de tare a fost difuzată heavy rotation în ultimii 40 de ani, că practic deci, se enervează. Mie nu-mi place Europe The Final Countdown, știu, nu, dar mă enervează. Non-stop. Oricând are cineva un moment de ăsta mai... Domnul Zanfie, deci cântă triumfalist, Europe... Începe de Europe The Final... It's The Final deci Countdown. Dacă avea și niște steluțe pe bluza asta albastră, pe rochita asta albastră... N-auzi, mă, că-i steagul Ucrainei. Domnul Zanfie, galbenul din păr și albastru de pe trup. Dați-mi voie să intervin. Deci dacă avea și niște steluțe, se fredonează o piesă a formației Europe. Pare cu Uniunea Europeană, doamna Șoșoacă în aceste imagini. Mergi pe varianta asta, dar nu știu dacă e varianta optimă. Nu credeți că asta e varianta. Nu bun. Știu, domnule. Hai să aflu cine este, cine mai este. Deci, există acest steag. Da. Are acest steag aici pus la masa candidaților. Da. Nu poți să zici masa mirilor. Da. La masa candidaților aici, undeva în partea de... Asta vreau. Deci, opriți-vă o secundă. Opriți-vă că vă duceți prea departe. Aici este steagul Lupu Dacic. Aici sunt niște simboluri arhaice, asimilate perioadei de formare a poporului dar român. Este, dați-mi voie să Tepeș? Vă explic, acel cap care se iscă acolo în poză, Vlad care? Tepeș, este o replică dură dată celor de la AUR. Practic Tepeș. Se bat pe Vlad Tepeș. În momentul de față, Tepeș e în ilegalitate, e la două partide. E disputat de două partide. Nu știu ce e cu Tepeș. Așa iar aici este harta României foarte mari. Vezi, da, se va pare califica. Că era ușor inflamată România în momentul ăla și în centru căpățâna doamnei Șoșoacă. Problema e că paftaua asta cu Vlad Țepeș e așezată simetric. Deci mai e o pafta și aici, dar nu știm cu cine, că nu se vede pe filmare, și jos doi. Domnul Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu. Una avem și una și alta fumăm. Ce dar doamne, uite-te la florile băutură astea. Băutură americană. Da, florile astea. Alături de Vlad Țepeș, florile astea florile au filite. Florile astea au murit de mult. Încheiate. Sunt de la congresul precedent. Păi pare că și doamna Șoșoacă a încheiat. Dar ce vreau să remarc, aici avem un nou sos. Deci avem doamna Șoșoacă și noul sos. Nu? Aici, hai să vedem imagine, vă rog. Haideți, să difuzăm. Sistemului. Noi nu uităm
domnul Zanfir. N-am înțeles finalul. Eu am înțeles perfect. Deci aici noi nu uităm, noi nu iertăm. Așa, noi suntem... Pedeapsa voastră. Pedeapsa voastră. Deci doamna Șoșoacă admite... A voastră cui? Existența dânsei în spațiul lui ca o pedeapsă. Pot să fiu la un anumit nivel de înțelegere a discursului, aș putea fi de acord. Acum am lămurit și problema cu domnul Luis Lazarus acolo prezent. El este fratelo. Fratelo, da. Fratelo de pe locul 2. Fratelo. Ceea ce vrei să spun ceva, până la urmă e loc eligibil. Acum, știi cum e, cu rușinea, Bradu, unde ajungi? Uite cum a stat el așa liniștit până acum, mai român. Da, că l-au adică așa și dacă și o șoacă și ce. Da. Când deci te duci acolo în Parlamentul European, pe 1000 de euro pe lună, zic că ea domnul Europarlament, da, spune. Ai consiliere, ai asistent, lasă-o dreacu de treabă, așa și dacă e la șoșoacă ce. Până la urmă pare omul care a ajuns la un anumit punct al vârstei, se ține foarte dacă bine. Dacă se ținea de mână cu Dan Diaconescu, era mai... Așa și. Era știi tot... cum e? Da. Îl faci tu europarlamentar, atunci stai, dracu, dă, știi, are părea atitudine, așa și mă duc acolo, ia uite, stau aici ca prostul, când puteam să fiu... Pare, știi că până la o vârstă ai așa niște naivități, idealisme, le spui cum vrei până la urmă. Da. Și la un moment dat spui, bă, am mâine, poi mâine, 50 de ani și... Ca la fotbaliștii care pleacă în Qatar. Deci s-a dus acolo, a lăsat spectacolul... pentru bani. Domnul acesta pe care nu știu, te-ai dat avem doi... în mijlocul doi. Abia știu pe cea primul doi. Rând. Vreau să mă întreb, credeți că are un plan pentru România așa cum stă aici? Pare are și planul B și planul C. Are planuri bani cu România de viitor. În spate? Da, se gândește știu, că... poate fi un om super cunoscut domne, și nu-l recunosc. Domnule, dacă... Uite, dânsul sigur are niște, după cum arată, pare că... Bă, dânsul l-am mai văzut, m-am mai apărut pe la faci. Televizor, mai e o doamnă în spate. Băi, oameni ar fi. Scoatem, punem mâna pe hoții. Deci planul este următorul. Mutăm metroul de la Ministerul Transportului la Primăria Capitalei. Și de aici încolo nu mai oprește nimeni. Asta întrebă. Și aici ce e un trofeu? Trofeul calității cumva? Nu știu. Ea a fost în guvernarea Năstase. Aici sau ce e? Sfântul Graal? Ce doamne iartă-mă e aici? Are un pocal. Domne, un pocal. Le-a dat să și bea după aia? Adică deci domnul Buzeu, stați, le-a pus un pic de cola? Da. Florile astea depășite de viață. Da. Expirate aș putea spune. Nu poți să ai pretenția să conduci România, n-ai trei flori vii pe masă. Stai cu florile astea decedate. Nu e, pare că nu ai reușit. Deci nu poți să organizezi un congres de ăsta la capacitate maximă, să fie frumos, cu flori în viață, cu candidați, cu nu știu ce. Uite, domnul Lazarus, da, îmbrăcat, tuns, frezat, europarlamentar. Super în viață, da. Scrie deja europarlamentar pe el. Ar putea de altfel să scrie europarlamentar pe el. Citeam în urmă câteva zile un articol de la G4 Media. Quality, mult quality. Da, normal. Spui calitate, spui G4. Se întâmplă până la urmă oricui, da. Da, dincolo de faptul că au greșeli de exprimare acolo. Dom'le, dacă nu vorbeau de europarlamentarul Claudiu Târziu în sus, europarlamentarul Claudiu Târziu în jos. Am avut senzația că am dormit mai mult decât mi-am propus și m-am trezit după alegerile de 9 iunie. Deci dacă nici aia nu mai știu cine e parlamentar, cine e europarlamentar, sau poate și îi spui, cum fostului ministru, îi spui domn ministru, viitorului ministru, europarlamentar, îi spui europarlamentar. Cine și altfel dar, domnul Zafir, cred că domnul Șoșoacă actualmente, realmente, până la urmă, deținătorul, posesorul numelui Șoșoacă, uitându-se la aceste imagini, Silvestru, ce se gândește, domne, dacă eram eu acolo, păi nu vede, domne, florile alea. Se uită așa de ca și cum ar fi făcut mai bine decât a făcut doamna. Pare așa că se uită la această imagine deplorabilă, ca fiind o prăbușire. Păi dacă eram eu, el este motorul din spatele, practic, haideți să ne creierul din în spatele. În primul rând, domnul Silvestru Șoșoacă, Silviu, cum îi spui tu, candidează și domnia sa. Văd cât de elegant mă exprim. Deci și dânsul e candidat la aceste alegeri. Viitor europarlamentar și dânsul probabil. Rămâne de văzut, sigur că da. Românii n-ar avea niciun motiv să nu-l voteze. Domne, o țară cât de liberă, în niște limite. Dar... candidează, vom vedea. Deci pe 10 iunie lucrurile sunt clare. Vedem dacă doamna Șoșoacă atinge pragul de 5%. Eu cred că despre asta e vorba până una alta. Că ne-au inflamat cu sosul ăsta lor, ne-au dat cu sos peste tot. În cantități industriale a fost. Despătați și toți. Suntem toți, am dat, n-avem muștar de la mici pe mai eu, cât sos avem de la sondori. Da. Acum, hai să vedem. O fi 5%? O fi 25%? Are 50%, are 100%. A pus 33 de oameni pe listă că trebuie să poată ocupa întregul lot europarlamentar al României în caz de procent maxim.
Sau nu e chiar așa? Că am văzut vrăjel de-astea. Apropo de oameni reușiți în viață, domnul Piedone circulă în București, merge de acolo până acolo, se tot mișcă. Circulă, că e liber. Foarte, domnul Zafi, e foarte flexibil, domne, și foarte liber. Și la un moment dat îl oprește un domn care se proclamă a fi țăran. Da, deci țăran în sensul bun. Și îl face, da, și îl face de două parale pe domnul Piedone. Hai să urmărim imagine tensionate. Țărabil. Vă rog. Aveți puterea să mă ascultați un minut? Vă rog. Prin 1997, e prima dată când mă întâlnesc cu dumneavoastră, ați venit prin Piața Gorjului cu Prima TV. Erați la Protecția Cetățean. Atunci exista o cântare cu pietre. Da. Mai puțin cu riglă. Erau fostele comuniste. Le știu, le știu. Erau amărâte, da. Vai de steaua lor. Și aveam și eu acolo un cântar. Începusem afacerea în agricultură. Un cântar de ăsta. Așa. Și îl legasem cu niște ață. Așa. Că era uzat. Deci cății aia nu mai călcau și făcând așa, am reușit să merg cu el mai departe. Dumneavoastră ați venit și a spus așa: să vină televiziunea. Ați luat cântarul meu, l-ați spus în fața cetățenilor și zice: uite cum fură țăranul român. N-am zis, cred că țăranul român. Îmi pare rău, așa a spus. Asta e doar părerea dumneavoastră. Nu uit, de atunci nici nu voi uita niciodată. Păi să nu uitați și dacă mai faceți, deci, doamne, cântare. În primul rând, mi-a venit să intru în pământ de rușine. Așa. În al doilea rând, a spus: luați-l și amendați-l. Așa e, dacă aveți cântarul neconform. Am mers în spate, au cântărit toate greutățile. Au fost conforme, fără aia de 500 de grame, care avea 520 de grame. Am întrebat: de ce m-a amendat? Așa a spus șef. Dacă eu mă păcălesc singur, de ce ați arătat cântarul și m-ați dat exemplu negativ la vremea respectivă, în 1997? Pentru că cântarul ăla nu era conform, doi, nu era autorizat. Păi a spus dumneavoastră acolo, singura din aur, că era cu ață și cu sfoară preparat. Exact. Alea nu sunt cântare. Dar de unde aș lua dumneavoastră că am furat atunci? Dreptul de a fi țăran. Știți cât m-aș jignit? Știți că uitați-vă la mine, sunt țăran și în ziua de azi? Știu, dar asta nu vă dă dreptul să furați la cântar. N-am cântat, n-am furat. Haideți, gata. Erau cele la metrologie atunci, erau cei de la metrologie. N-aveți decât. Imagine cu domnul Piedone urmărit de trecutul ăsta cinematografic al său, pentru că până la urmă în spectaculozitatea asta artistică pe care o vedeți, cu muzică, cu nu știu ce, cu televiziuni, cu zurgălei, domnule, umilește oamenii, face tot circul ăsta. Și ce mi se pare mie interesant este că la un moment dat s-a oprit în dreptul unei băncuțe. Bă, ce mă miră pe mine e că arăta rău băncuța aia și nu i-a dat până cap să facă un pic de spectacol și cu băncuța. Eu așa și făcut. Dar e normal să avem aici o băncuță nevopsită. Uite, uite-te și tu. Haldă băncuță în preajma domnului Piedone. Păi ce sector era, domnule? Păi cred că chiar la domnul Piedone mi se gândește. Păi era în sectorul său, eu din... Poate era dacă în era sectorul 1. Că mă gândesc că nu-și face campanie în sectorul 5, că acolo e atât de sigur pe electorat încât și-a lăsat... un opritor de ușă. Da, da. Așa, și nu mă refer la fiul său, un candidat excepțional pe care Partidul Social Democrat... Domnul Vlad Piedone vă referiți? Nu mă refer. Nu mă refer, un opritor de ușă, gen, să stea ușa deschisă. Da. Care ușa deschisă în permanență? Nu, dânsul, fiul e un om politic în dreptul său, extrem de relevant. Îmi place cum relevant este numit în trecere, ca o paranteză vă spun, când este vorbit la televiziunea domnului Piedone, domnul candidat Vlad Piedone, și se spune: domnule, domnul candidat la primărie, domnul Vlad Piedone, dacă nu-l cunoști, ai senzația că ai de a face cu ceva. Da, și PSD-iști acum: domne, ce treabă avem noi cu Piedone? Păi ti l-ai făcut pe fisul parlamentar de nimic, da, într-un nimic. Măi, unde... și mă rog, doamne, da. Mie altceva mi se pare aici. Ce anume? Puter de impact. Deci el în 97 deja mergea cu televiziunea după el. Cu Prima TV. Cu Prima TV. Da. Mai știu, Prima TV în ierarhia televiziunilor cât de relevantă era în 97, dar era, da, o dracule. Era relevantă, de treabă, da, nu de televiziune. Da. Bă, deci el în 97 deja era vedetă de asta a politicii, răsturnat arabe. Și amenda oamenii așa pun viu grai. Deci de cât timp e Piedone ăsta pe capul nostru? Și pare, e vândut acum ca fiind ceva fresh. Uite, bă, Piedone, ceva nou. Încercăm și cu Piedone. Deci tu îți dai seama de cât timp e el pe capul nostru. Pe capul nostru al bucureștenilor. Dacă în 97 deja era un greu care, iată, amenda oamenii dână ochi, în 2000 era consilier general... Dom'le, nu e foarte mult, adică
știi cum, într-o profesie, la un moment dat, spui stop și gata, te retragi în activitate. Da. Se retrag ăștia actorii de nu mai fac filme după o anumită vârstă, se dedică altceva, că la un moment dat spui stop, am făcut destul treaba asta. Și aia e o profesie. Teoretic n-ar trebui să spui stop decât în momentul în care ai luat tu această decizie. Bă, dar în politică nu există un termen de valabilitate? Faci politică toată viața? Adică eu mi-aduc aminte că el s-a consacrat în funcția asta de fost domn Horia Constantinescu de ANPC, deranja fiind în mod public, ați văzut filmat, fiind în timp ce era deranjat de produse expirate. El însuși, fiind în momentul de față... Dom'le, ăsta e tare în politică, dacă era în o clasa a treia. Da. Adică, și între timp, se vede că nu mai sunt clasa a treia. Adică, e evident, da. Cred că sunt la niște, domnul Piedone nu știu exact ce clasă a reușit să aducă. Nu știu, domnule, clasa muncitoare ar fi fost bine, dar văd că s-a dus în zona asta de clasă conducătoare. Radu, e prea mult. M-am săturat de politicienii anilor 90. Aia au fost o generație toxică pentru România. Nu vreau să se simtă jigniți politicienii al 90. Dar anii 90, care au fost mizerabili, nu doar din cauza clasei politice, au și produs niște politicieni îndoielnici. Deși acum când te uiți în urmă, te uiți retrospectiv. Cu telefonul, cu geanta, cu banul. Da, când te uiți retrospectiv. Bine, nici ăștia nu-mi plac. Nu, dacă te uiți retrospectiv, tot timpul sunt dați exemplu. Domne, cum era în anii 90, domne, politica, acum nu mai, uite-te și tu ce s-a dus naibii. E un derizorat acum față de politicienii anilor 90. Există acest soi de respect, de considerație față de politicianul anilor 90. Dacă politicienii anilor 90 erau ceva ce merita apreciat, România ar fi arătat altfel. În anii 2000, 2010, 2020. Lasă-mă, n-au făcut nimic, au fost foștii comuniști, plus încă unii luați pe nepregătite și păcăliști cederiști din 96-2000, care nici nu știau ce și cum, infiltrați din toate părțile, partidele tradiționale. Păi au fost infiltrate. De securiști, de foști securiști, de actuali securiști, bine, domnule, atunci... de comuniști, de neocomuniști, de criptocomuniști, de unii, de alții. Nu atunci e, a fost un eșec. Vă dau, domnul Zafir. Și e un eșec clasa politică, mă rog. Un exemplu de politician nou. Da, dă-mi un exemplu de politician nou. Pentru că, într-adevăr, sunt de acord cu noi. Ăsta de 97 răstoarnă tarabe, țaș, vouă, nu vi se pare nimic în neregulă. De 97, Radu, nici nu erai născut ce s-a răstoarnat tarabe. Îți dai seama, erai mic așa și nu mai ții minte când erai la televizor și vedeai de ce are cu tarabele alea. N-au fost cu minți. Deci, 97 deja mergea cu televiziunea, îți dai seama, n-a debutat în politică. Că 97. Nu, când că mergi cu televiziunea... Până te înțelegi cu aia, mă filmați din spate, luați-mă așa să par mai slim fit. Da. Adică era ceva un demers în plină desfășurare. În 1997, Rad, ce știam noi în 1997? Deci era președinte câți... Emil Constantinescu de puțină vreme. Câți ani mai erau până la momentul în care își va înființa un canal de YouTube care să difuzeze deci momentele astea emoționante? Se insistă prea mult. Dar adică... politicieni noi, domnul Zafi, aș cerut în fața țării, politicieni noi, dați imagine. Vlad Piedonești vrea. Uite, politician nou. Vlad Piedone, poftim. Dar și George Simion, politician nou. Nou-nouți, încercați. Uite, astea sunt momente emoționante cu domnul Simion la detectorul de minciuni sau de minuni. Nu știu ce fel de chestii detecta acolo. Uite câte hărți pe perete. N-ai pomit așa ceva. Asta, și la ce? Partidul UNPR ce are în piept acolo? Nu, are... Scrie Patriot. Firmă de haine. Nu, okay. Nu contează. Te legat de hainele omului. Da. Hai să mergem pe fond. Hai să ascultăm. Să ascultăm momentul adevărului. Aici s-a ajuns în care și ascultăm. Da, domnule, momentul adevărului. Vă rog. Regia. Nu credeți, dragi prieteni, că eu eludez cumva procesul. Sunt gata să apar în fața oricărui detector de minciuni și să fac testul poligraf și fac o provocare către toți președinții de partide să facă și ei la fel. Să vedem dacă au curaj. Eu nu mint, eu sunt aici pentru românii mei. Ai primit vreodată bani sau alte avantaje materiale în schimbul promisiunii de a oferi funcții în partid sau funcții publice? Nu. Ai fost vreodată cooptat să lucrezi pentru servicii de informație românești sau străine? Nu. Ai avut vreodată înțelegeri cu partide oponente sau alte entități care să contravină intereselor partidului tău? Nu. Este sincer. N-a fost greu, n-a durut, n-am nimic de ascuns și e o chestiune voluntară în AUR. Veniți și voi să candidați, mai sunt 2 săptămâni până când se depun dosarele de candidatură la alegerile locale
și vreau să vă lansez această provocare. Haideți să schimbăm clasa politică murdară. Uitați, domnule, aș și râd dumneavoastră, un politician sincer. Singura problemă, apropo de sinceritate, ce s-a speculat era că n-aș fi fost băgat în priză acest detector de minciuni. Deci, practic, ar fi fost o minciună ce vedem acum. Dar eu știu, doamne, iartă, poate ce chiar era, mă, detector de minciuni? Domnul Zanfir, cum, domnule, e o probă concludentă. Păi tocmai despre asta e vorba, că nu e probă în instanță detector. Domnule, dar e o probă pe YouTube. Nu e nicio probă nici măcar pe YouTube, cred că pe Facebook a postat. Sau pe Facebook, uite. Da, asta e sediul partidului. Da. Da, asta deci e situația. S-a legat cu două fire de telefon la subțiori. Da, asta e. I-au pus un oximetru de la... Și spuneți că nu reiese adevărul din așa ceva? Așa? Uite, l-a legat acolo cu leucoplast. Haideți, domnule, spuneți, dacă nici... Rușii? Niciodată nu-i cunosc. Dacă nici aici nu este adevărul la iveală când îi pune cordonul la ombilical. Lucrează la partid? Sau cine... Ce aici se face? Putem să chemăm și noi aici în direct? Cum comanzi? De pe aplicație? Detector de minciuni. De două persoane, că să-și cu colegul. Și iese ăla pe laptop? Da. Este sincer. Dar era mișto să zică, apare că mințiți aici. Păi cum dracu apare că minți dacă nu-i băgat în priză? Mințită, da. Este sincer. Stați un pic. Aveți un prelungitor? Și uite-te puțin. Ce e asta? Domnule, deci la o masă, mai retrasă, da? Stă băiatul ăsta... cu un bal băiat de la partid pare, dar nu știm, poate o fi un inspector. Nu știm exact cine e, da. Gadget, care a venit cu laptopul, așa, l-a măsurat aici la talie, busta, așa, e aici și 90. Dumneatale, crezi că nu sunt ce oameni asta, care au urmărit... chiar așa de pe prosteală, dar asta a urmărit... Fata... Da, intrați pe pagina domnului George Simon. Ia intrați, domnule. Vă fac un test, ia stați, domnule. Vă rog, ia fără Simon întrebare. Dacă mă uit în pupile, timp... dacă vi se de la asta. Da. Sunteți cu rușii? Nu. Domne, ai ezitat. Domne, m-am gândit. Domne, și stau și mă gândesc, de ce ai fi putut tu să eziți? Că e clar că cu Putin nu ești, că am văzut o țară întreagă. Deci undeva adânc în creierul tău, ai senzația că și eu crăinesc niște ruși. Ruși mici. Mamă, te-am defolat. Ceva urmăritori, văd că are 1.300.000 de urmăritori. 3 urmăriri în schimbare el. Bă, de curiositate, cine sunt ăștia 3? El are 3 urmăriri. Da-ți, domne, că sunt curios. Probabil Cosmin Gușa. Ia să vedem. 3 urmăriri. Doamna trebuie urmărit. Sine, și Mihai? Și Mihai e la primărie. El, Mihai, candidatul. Mihaiță, hai, ridicați că vreau să ajung la momentul adevărului, să vedem câți oameni au luat acest moment pe care l-am văzut mai devreme, ca fiind unul concludent, aici un om... Aici s-a înscris. Dă-i, până... La... Unde a publicat treaba asta? Aici. Asta. 8400 inimioare, 2338 de like. Da, nu, mă înseamnă inimioarele. Dă-i, ridică. Hai, ridică. Așa, vreți ridică, să citiți și comentarii? Nu știu, nu neapărat. Uite, un fan activ, doamna Maria, niciodată președinții... Felicitări, George. ...celorlalte partide... Păi, ia mai dați niște... Mai dați. Mai dați niște comentarii. Mai multe comentarii, nu răspunsuri aici. Nu răspunsurile, nu răspunsurile. Comentarii. Nu, dați înapoi. Deci apăsați pe X acolo. Așa, și dați aici la mai multe, mai multe comentarii. Uite, domnule, cine știe cu social media, domnul Zan. Și culmea, care n-am niciun fel de treabă, exact. Dar trebuie să-ți cunoști adversar. Ce să cred din așa film? Doamne, mare grădina. Montaj, trucaj, nu ce. Următorul. Deci, fan activ. Simi, zice, felicitări. Hai, fan activ, felicitări. Felicitări. Felicitări, toți cei care ne-au condus în 89, încoace ar trebui puși să facă această treabă. Bun, domnul Dinu Canje. Da, domnul Daici, dar domnul Daici are și el, e cârând spate, e așa. Asta nu-i concludent. De bravo, Simion George, bravo. De 4 ani am încredere în tine și o să am până la final, până la sfârșit. Când vreodată Marcel Ciolacu, domnul Sebastian, Obligaru, împăratul, mai dați. Bă, da, sunt și oameni domnule, uite, de exemplu, doamna Oana Angli mi se pare extrem de cinstită. Dacă domnul Ciolacu poate... Sincer, a fost și Ion Iliescu când l-a judecat pe N. Ceaușescu, dar nu i-a dat dreptul la apărare. Lasă gramatica, despre asta e vorba. Nicușor Iftimia, doamna, să rămână. Bravo, felicitări. Deci vreau să spun, sunt foarte mulți oameni încântați de ce am văzut un pic mai devreme și foarte mulți oameni la care a funcționat această strategie. Bă, a făcut omul testul poligă, o să găsiți pe rețele de socializare combătându-vă activ și spunându-vă, domnule, omul n-are nimic de ascuns și a făcut test poligraf, ce doamne ar trebui să facă mai mult? A făcut test poligraf. Nu mai pe cuvântul meu, nu mai pe astea, pe amprete. Deci e o știre, nu știu unde, s-au intrat unii, au furat, au spart o locuință, o să iasă cu amprentele. Am fost la poliție acum, nu sunt amprentele mele acolo, n-am niciun fel de legătură. Deci tot e numai pe astea, pe probe în favoarea nevinovăției. Mai ții minte în pandemie? S-a dus, i-au luat sânge. Spuneți, domne, că dacă m-au... Nu, domne, nu s-a... Uite că nu mă credeți. Tot timpul numai explicații de-astea. Aș vrea să te pui la detectorul de minciuni?
Ca să ce? Uite, dar arăți că ce? Că n-ai luat bani? Și că ești cu, ții cu România. Deci, nu, dar senzația era din moment, din întrebări, mie mi-a dat senzația că, dom'le, sunt niște dubii majore în legătură cu mine și mă pun și fac acest moment straniu, produc acest moment straniu ca să combat acele dubii majore care există în legătură cu mine. Deci, cumva, practic, tu creditezi dubiile acelea care există în legătură cu tine. Dar și ce urmează după asta? Deci, după aia te juri pe roșu. Dai cu să mor dacă nu știu ce, te blestem. Pentru ce că nu pare suficientă proba. Ce direcție merge abordarea asta? Da. M-a acuzat detectorul de miciu, m-a legat la laptop. Ăla a jucat soliter în spate. Dar faptul că s-a dus la Cosmin Gușă, cum se pare? Băi, Radu, asta e... De... Apropo de detector. Apropo de detector. Uite, tată, deci uite, de, Cosmin Gușă. Detector de miciu, dar sunt și ești detector de fraieri. Da. Deci, ce a început să piuie. Bă, nene, deci s-au dus la... Săptămâna trecută sau când a fost? Da. Dom'le, că am vorbit cu Cosmin Gușă. Da. Bă, de la ea a trebuit două zile lui Cosmin Gușă să le facă partidul terci. Pentru că în caz că nu știi, George Simion a anunțat că l-a suspendat din funcție și cred că și din partid. Pe domnul Lulea. Îl știi pe domnul Lulea? E foarte cunoscut. Da, el este cu Lulelele la aur. El este cel cu Lulele. M-am îndrăgostit Lulea, am aflat ce-i dragul, nu de acolo vine? Nu, eu nu despre el era vorba? Sau Lovele cu Lulea. Nu, pare cu Lovele, nu cu Lulelele. Da. E, domnul Lulea, care e în partea dreaptă, a intrat într-o mare belea. Pentru că George Simion, G. Simion, a decis să îl suspende din funcții. El era prin vicepreședinte al partidului, mare șmecher. Candidat, deci era cel pe care îl propunea ca premier. La un moment dat, da, era la mișto. Și la mișto, de fapt, totul la mișto. Păi de asta Cosmin Gușă e serioasă? Hai, domne. Sper că e la mișto și asta. Domnule, e serioasă candidatura domnului Marian Enache la... Deci a renunțat la domnul care era candidat la... candidatul aur pentru funcția de premier. Termină. Ca să-l păseze pe ăsta, pe Gușă, care e candidatul aur la funcția de primar. Domnule, te văd om serios. Nu știu, domnule, asta e zisată în lumea asta, ce să fac? Ei se știu de foarte mult timp. Da. A fost împreună la aia cu unioniști, acțiunea 2012. Da. Într-o perioadă, că știi că domnul G. Simion a avut carte de muncă, să mă exprim și eu așa mai ante-nouăzecist, ante-decembrist, a avut carte de muncă, mi se pare, că găsim pe net, fix la firma unde dânsul construia, făcea cu firmă de asta. Are o firmă de construcții care a lucrat în construcții. Cu ambasada Rusiei la un moment dat. Firma de proiectare a dânsului a lucrat pentru el și cu ambasada Rusă. Sigur, sigur. Dacă asta e o rușine? Nu e. Așa. Și domnul Simion era director de nu știu ce în cadrul deci firmei. În favoarea lui faptul că a lucrat cu ambasada Rusiei. E un om serios până la urmă. Stai un pic. Știi? Da. Adică acum trebuie reevaluată întrebarea aia. Ești finanțat de ruși? Ai luat bani de la ruși? Da, dar am muncit pentru ei. Știi, adică pe principiul ăsta apare. Domnule, ați luat bani? Domnule, am luat bani de la ruși, dar nu e ca și cum i-am luat pe o mană. Da. E, problema e felul următor. Dacă a ajuns G. Simion să-l suspende și a zis că se poate merge până la excludere, pe Lulea, sau Lulea, sau spune-i cum vrei, că oricum nu mai contează în momentul de față, înțeleg, din cauză, sau pe motiv de Cosmin Gușă, tu știi seama că a reușit Cosmin Gușă să mai nenorocească un partid? Deci este deja... Le-a stricat și ăsta la jucărie. Bă, treilea, să intre. Al patrulea partid pe care îl face praf. Eu n-am reușit să înțeleg zile. La domnul Gușă. Deci, de ce l-a dat afară pe Lulea? Lulea îl susținea pe Gușă? Nu, Lulea s-a opus. Păi, dar înțeleg că Simion îl are candidat pe Enache, că doar pe el îl urmărește. Da. Și Lulea s-a opus lui Gușă. Deci, cine îl susținea pe Gușă? Eu am înțeles că George Simion îl susține pe Gușă, păi, George și Lulea Simion s-a opus. Păi, da, dacă George Simion nu-l mai susține pe Gușă și Lulea nu-l susține pe Gușă, de ce l-a dat afară Simion pe Lulea? N-are, nu înțeleg care-i treaba, ce au vrut să facă, deci de la ce s-au luat, că pare că au avut același punct de vedere. E bezdă totală. Nu are niciun fel de, da. Niciun fel, bine, de sens. Ideea în sine de a veni cu candidatul Gușă, nu doar, nu, eu nu zic să-l pui candidat, că nu ia nimeni în calcul că îți dă până. Dar doar să, mai la primărie, luat doar să-l vehiculezi. Mi se pare că este o tragedie electorală pentru tine în care ai ajuns. Adică doar faptul că ai vehiculat. Avem, mai bine mergi cu Șoșoacă. Zic, domnule, Șoșoacă. Înțeleg la Șoșoacă. Da, domnule. Șoșoacă îi lua partidul. Da. Cu fulgi cu tot. Da. Hai să vezi exact cum a zis. Că poate în ton îți dai seama. Ia vă rog. E
anul 2024, an în care vom avea multe provocări electorale, multe capcane întinse special, multe răsturnări de situație. Partidul AUR, indiferent cât ar vrea unii și alții, nu se destramă, nu dispare. Noi suntem o formațiune tânără, nu avem încă, și trebuiau să aibă loc aceste alegeri în septembrie. N-avem încă capacitatea în multe localități să ne luptăm cu PSD-PNL uniți. N-am făcut niciun balet. Eu nu sunt un om care să fie teleghidat. Despre ce a fost vorba? Despre niște greșeli de comunicare din partea unor colegi de-ai mei. Nu vorbește nimeni în AUR din interiorul sau din exteriorul partidului peste președintele AUR. Sunt o persoană destul de hotărâtă și nu cred că poate cineva să mă ghideze, să mă teleghideze, să mă influențeze. Au încercat mulți în acești 4 ani. Domnul Marius Lunea nu va mai fi în perioada următoare prim vicepreședinte al partidului, va fi suspendat. Sunt un om care nu este gestionat, nici gestionabil, aș putea spune. Nici de către servicii, nici de către consultanți, nici de Marius Lunea, nici de nimeni. Nu o să schimbăm candidatul la primăria București. Păi și deci Bălulea, da, de ce l-a dat afară? Mai băgat în ceață și mai rău cu aceste declarații. Deci nu-l vor schimba pe domnul Ienache cu domnul Gușă, dar domnul Lulea, auzind că ar putea să-l schimbe pe domnul Ienache cu domnul Gușă, s-a opus. Și atunci a dat afară. Și face un balet, Simion, sau ceva de genul. Când auzi Simion de balet. Oftim? Păi balet? Balet. Tu știi balet că doamna Șoșoacă a făcut balet? Știi că e o declarație a dânsei că a făcut balet? Dânsa este cu baletul, nu domnul Simion. Și poate că asta l-a deranjat. Poate a fost o confuzie. O confuzie, da, posibil. Dar poți cert să este... înțeleg poți să de înțelegi. Unde... Da. Vorba aia. Și domnul Simion n-a făcut deloc? N-a făcut deloc balet. Nu? N-a practicat? Deloc și asta l-a deranjat că a fost acuzat că ar fi practicat balet. Păi și poantele astea cu care vine el în politică de unde? Domnul Buzenu, are o reacție și Marius Lulea. Ce n-ai înțeleg că voi îi spuneți Lulea. Dom'le, mie îmi place mai mult Lulea. Cum ne vine la gură, zice, acum da. Acum nici mai pe ce precios să ne fac. Fii atent. Nu de puține ori în politică am văzut oameni care au nebunit după funcții ca să le aibă sau să le mențină și foarte puțină smerenie. Rare cazuri cu oameni smeriți. Claudiu Târziu e unul dintre ele, între cazurile cu oameni speriți. Jesse Mion este prietenul meu, dar în politică el conduce partidul și îl conduce bine. Dacă ești prietenul cuiva, atunci trebuie să înțelegi că nu tot ceea ce spui sau faci este corect. Prietenii oferă sfaturi, dar nu le impun. Iar partidul AUR este bine condus de președintele său, George Simion. Păi în urma acestei declarații trebuie reinstalat în funcție. Fii atent, deci Lulea, practic, vine și argumentează de ce e foarte bine că l-a ars Simion pe funcție. Pentru că fiind un bun conducător. El e foarte deștept. Eu ca prieten am încercat să îi dau sfaturi proaste. Am greșit. Da. El e atât de bun încât imediat s-a prins că spun prostii și vai de capul meu. M-a dat afară de pe funcție, bravo. De stoinicia sa. Un om m-a foarte dat afară. Tare. Deci imediat cum am greșit, s-a prins și a zis, băi, nu mai faci față. Și faptul că a fost lăudat într-o asemenea manieră copleșitoare ar fi de natură să-l reinstaureze în funcție pe domnul Lulea. Decizia normală asta ar fi, domnul Zanfir. Asta ar fi decizia normală. Dacă domnul George Simion se menține un conducător de stoinic. Dacă George Simion consideră că este necesară suspendarea sau demisia mea în funcția de prim vicepreședinte, cred că e o decizie corectă. Nu mă consider indispensabil, ba cred că este loc de oameni mai buni. Într-un partid serios trebuie să existe disciplină dacă o cer de la alții și eu trebuie să respect aceeași reguli. La AUR vii să dai, nu să ceri. Oamenii trebuie să dovedească, să lase orgolile, să lupte pentru a scoate România din ghearele mafioților. Iar George Simion este cel care poate să schimbe soarta țării prin energia pe care o emană și prin puterea sa. A băgat spaima în ei și pentru asta au fost comasate și de alegeri și de partide. Vrei să spun ceva? Auzind aceste cuvinte frumoase adunate într-un text, domnul G. Simion îl numește pe domnul Lulea la primăria capitalei. El trebuie să le conducă, el trebuie să fie primar. Deci e pe principiu, Simion l-a pus să-și dea 2 palme, el și-a dat 3. Să fie sigur. El poate să redea speranța românilor. Le poate reda mândria. Este singurul care poate face... Domnul Lulea. Domnul... Domnule, un laudat eu.
Băi, aici ce este? E normal să citim? Nu știu, pare că m-am băgat în corespondență privată. Nu e normal să citim așa ceva pe post. E prea intimă. E prea, da, adică tu ai și roșii puțin. Păi nu, dar mă gândesc până unde soare, merge. Dar mă vezi că am roșii pe chirie. Păi unde când merge? Când am citit cuvintele astea frumoase. Tu ai fost, bă, vreodată așa, și plus romantic. Că ești și bărbat frumos. Hai să o spunem pe aia. Nu, e ăla la PNL cu bărbat frumos. Ai văzut știrea? Nu. Trebuie să-ți dau. E de săptămâna trecută, e bună și acum. E bună oricând. E bună oricând trebuie. E și bărbat frumos. Am o știre senzațională, am și păstrat-o, să ți-o trimit. Da. Dar până atunci să terminăm această epistolă. Îi sunt alături de 15 ani și știu că urmărește binele națiunii române. Da. Dacă George Simion consideră că pentru binele partidului să mă retrag dintr-un loc sau altul, sau să mă duc într-o direcție sau alta, eu o voi face. Și nu de ieri sau de azi. Vrei să te întrebi ceva? Și domnule, baletul ăsta. Abia ăsta e un balet, din ce vedem aici. Aceste piruete, aceste învârteli pe care le remarcăm probabil aici pe poante. Probabil primul care și-a pus speranța în el ca viitor președinte și primul care a afirmat-o vreodată și asta nu de azi, nu de ieri, nu de acum 4 ani, ci de aproape 10 ani când venea la birou și le-am zis colegilor. Bă, uitați-vă la el, viitorul, va fi lider NATO. Viitorul președinte al țării. Și pe ăsta l-a dat afară. Cred că l-a dat afară tocmai. Măi, Marius, ești libidinos. M-ai umplut de bale. Radu, sincer, n-am văzut. Nu cred că e normal să existe așa ceva. Adică nivelul ăsta între doi bărbați care... Na. Da, e clar, nu ce vrei să spui. Adică n-ai nicio problemă, da. Suntem într-o societate descrită. Dacă da. Da, dar dacă zici că nu, nu. Nu. Asta e dacă zici că da. Dacă zici că nu, ce le spui, să, da. Ce le spui copiilor dacă când văd doi bărbați complimentându-se în felul ăsta pe stradă? Te întreb, dacă îi vezi pe stradă, dacă ce ai citit tu mai devreme se întâmpla prin Viu Grai în piața publică, nu era rușine mare să vezi așa ceva? Te întreb, treceai cu copilul, te plimbai în parc și vedeai pe domnul Lulea vorbindu-i așa domnului Simion. Păi te apuca rușine, îi puneai mâinile la urechi copilului să n-aud așa ceva. Deci, ții minte când râdeam noi de unii PSD-și că îi scriau poezii doamnei Dăncilă? Măcar erau cu rimă, cu nu știu ce. Aici a fost doar patimă pur și simplu. Da. Aici a fost pur și simplu o revărsare de emoții. Mi-l aduc aminte pe fostul ministru de interne, cel care a deținut funcția de ministru de interne 3 zile în mandatul doamnei, Dăncilă, făcând un laudatio pe scenă și la un moment dat a izbunit, plus că e și femeie, bine mă. A, care ăla de la Constanța. Da, de la Constanța, uite, scapă numele. A fost 3 zile ministru de interne și a dat demisia în urma cazului Caracal, dar era acolo la Constanța pe o scenă în momentul în care se întâmpla acea scenetă între doamna Dăncilă și domnul Iohannis, că era o scenetă acolo în care părea că domnul Ilcon ca nu știu ce cutare și așa mai departe. Și pe scenă acolo era acest domn care a zis: domne, cutare, deșteaptă, cutare. Plus că e și femeie, bine, domne. Deci a avut și această izbucnire pur și simplu care a și ca să, măgulit-o. Deci, haide, poate ei nu mai vorbesc acum. Poate s-au blocat pe Facebook, nu știu. Pe această cale facem apel la George Simion. Dă-i, domne, funcția înapoi lui Lulea, că se vede că suferă, că adică nu face urât când iei funcție. Uite, știu că de urât a funcția înapoi, pare că o merie, adică mie așa, mi-e milă de el. Da. Dar adică de Marius Lulea, în momentul de față, am un sentiment de milă. Bă, dar de ce e luat, mă, funcția? Oricum nu era deputat, nu era senator, nu-l făceai premier. Lasă-l, mă, să fie măcar prin vicepreședintele tău. Se bucura așa că ei sunt prin vicepreședintele. Cred că așa zici prezenta. Sunt prin vicele lui George. Lui George, nu cea de aur. Nu, aur, argint, aur și... Domnul Buzeanu, ca să echilibrăm un pic balanța, cum să spun eu, aprecierilor excesive dintre colegii de partid. Da. Renunțăm pentru un moment la formațiunea AUR cu speranța unui gând bun. Rămânem pe galben? Unui gând bun care să-l călăuzească pe George Simion spre iertarea lui Lulea. Și spre ăsta. E clar că a dat dovadă de îndreptare. Și spre Gușă să-l călăuzească, da. Dă-i, domne, funcția înapoi, că nu mai zice nimic. A greșit, cine știe. Era, na. Și vreau să-mi arătați aici articolul direct, fără nu ne mai complicăm, nu scoatem poze. Dați articolul ăla, e din G4 Media. Avem un articol din G4 Media intitulat, își citesc titlul. Știu că asta îți dorești. Pe unde merge, toate femeile oftează. Prefectul Daniel Onofrei despre Nelu Tătaru, candidatul PNL la Consiliul Județean Vaslui. Despre rivalul din PSD. Nu ai vrea să vezi poza aia noaptea. Domnul Buzeanu, e un articol nici lung, nici scurt. Cred eu că merită să utilizăm din timpul alocat aceste emisiuni pentru a-l citi în întregime. Deci după ce l-am văzut pe domnul îndrăgostit Lulea, acum avem de-a face cu o replică de la PNL. Prefectul de Vaslui, Daniel Onofrei, a lăudat la un eveniment... A lăudat?
Lăudat e când spui că e un om în regulă. Da. Nu-i lăudat. Așa, a salivat practic la colegul său. La un eveniment, modul în care arată candidatul PNL la funcția de președinte al Consiliului Județean Vaslui, Nelu Tătaru, fost ministru al sănătății, pe care... Cred că îl cunoaștem, îl apreciez, da. Cu toții, da. Mai jos. Dar nu în maniera asta. Îl apreciez. Nu l-am privit niciodată asta, cu ochii ăștia. Nu, dar acum că, uite, mi-a dat această... Oborâți în articol. Că uite că nu m-am gândit la treaba. Da-ți mai jos cum ar veni. Dă-i cu curaj, că... Da-ți scroll down. Dă-i, dă-i, dă-i. Aia, că tot pe engleză trebuie. Așa. Aici. De sus ca să și văd ce scrie. Bun. Despre Tătaru, prefectul a spus că, citez, pe unde merge, toate femeile oftează. Onofrei a vorbit și despre înfățișarea unuia dintre contracandidații lui Tătaru, candidatul PSD la CJ Vaslui, Ciprian Trifan. Nu ai vrea să vezi poza aia noaptea, a afirmat deci, el. Deci, asta cine este? Asta e, ia să, dă-i să vedem cine e dânsul ca să ne pronunțăm. Așa, nu? Dă-i, ca să vedem cine e, explicația foto. Mai jos, jos, coborți, că doar nu trebuie să recunoaște. Uite-l, Ciprian Trifan, el este Ciprian declaratorul. Ăsta e de la PSD, ăsta da. E de nu vrei să-l vezi noaptea. A, ăsta e cel pe care nu vrei să-l vezi noaptea, ia dați-l. Ar veni la urât. Ia, ia mai arătați-l o dată. Și stingeți un pic lumina în platou, să vedem cum ar arăta noaptea. Să vedem noaptea, cum ar fi. Putem să opriți un pic lumina. Dacă puteți să vedem dacă rezistăm. Să vedem pe noaptea așa. Dau un pic în spate, vreau să ies cu totul din cadru da. Și stingeți lumina. Să vedem, uite, ți apare noaptea, dar să presupunem, caz real. Dacă se confirmă. Îți apare noaptea. Reamintim. Prefectul da. Județului Vaslui a spus să nu vezi această poză noaptea. Ia. Poți să riscăm. Și acum noi suntem noapte. Da, te mai ții pe picioare? Da, domnule. Mai ești acolo, mai ești are dreptate. Are dreptate. Uite-te un pic. Da, da, îți spun. Uite-te un pic cum se uite la tine. Da, domnule, nu vrei să vezi așa ceva noaptea. Vă rog frumos. Aprindeți luminile că m-au luat. Aprindeți luminile că s-a speriat la repidațiile, da. Ok, și luați poza asta de aici, că da. Cine știe ce a văzut Radu și mergem mai departe. Vreau să vă spun că avem cei mai frumoși candidați. Corect. La Consiliul Județean nu ai vrea să vezi poza aia noaptea, zice de Trifan ăsta. Da. Lasă, altul e venit în pădure. Uitați-vă la lista noastră. Domnul ministru deschide lista celor mai deosebiți oameni pe care i-am cunoscut în viața mea. Este de departe candidatul la Consiliul Județean cel mai calificat să conducă un județ. Vreau să vă spun cu mică frustrare că pe unde merge toate femeile oftează pe unde îl văd. După domnul Nelu Tătaru. Așa. Același lucru îl spun și pentru domnul primar Dorea Negrești. Un bărbat extraordinar și frumos și bun, a spus Onofrei. Hai să ne uităm. Poate vedem, poate avem și imagini care să și cu ăla de la Negrești? Ia dă-i, dă-i în jos. Dă-i, ridică ăsta articolul. Recomandări, video. Primarul de Negrești. Hai că l-avem da, poză cu el. Ăsta e. Ăsta e? Da, domnule, bravo. Bravo, bravo. Ai vrea și tu? Ia domnul Zanfie. Domnul Zanfie, uitați-vă și noastră. Păi dacă arătam așa, mă băgam în politică. Da. Dar dați un pic în jos să fiu sigur că nu e unul de care a zis nu, că domnule, e urât. Dânsul e, că se vede că e frumos. Ăsta e de la Negrești. Ăsta e de la Negrești. E frumos. Și zice lumea. Da. Frumosul ăla de la Negrești. Frumosul de la Negrești. Frumosul de la Negrești. Da. Da. Și da. E și frumos. Uite, uite, îți dau această situație. Da. Da. Caz real. Domnul de la Negrești. Și luați-l de pe ecran că deja suntem complexați. Ce să mai vorbesc cu domnul? Așa, lăsați-l de la gât. Lăsați-l așa, pe papig. Un alt candidat care a făcut recent comentarii legate de înfățișarea unui rival este Cătălin Cârstoi. L-a comparat pe contracandidat, nu i-a dat numele. Pe papig. Cu personajul de desene animate pe papig. Dar, domnul Zafir, îți dau caz real și vă gândiți noastră acasă pe pauză publicitară imediat. Dacă trece pe stradă. Deci se poate mesajul întâmpla. Mesajul lui apare chiar decent acum, apare rezonabil. Da, trece domnul Petru Rusu, așa îl cheamă. Frumosul de la Negrești. Frumosul de la Negrești. Zici și frumosul de la Negrești. Frumosul de la Negrești. Merge pe stradă, țac. Lângă dânsul, pac, îți apare Nelu Tătaru. Și tu ești o doamnă, nu tu, o doamnă, să zicem. Așa. Spre cine se uită? Spre frumosul de la Negrești sau spre frumosul de la Vaslui, Nelu Tătaru? Spre Nelu Tătaru. Pentru că este... Decizie grea, decizie grea. Nu te arunca, decizie grea. Nu, e foarte simplu. Deci o iau fiecare într-o direcție opusă. Dom'le, când ai probă de eliminatorie. Da. Deci ei, ca frumusețe... Bine, poți să ai strabism. Sunt pe picior de calitate. Poți să ai o problemă în care te uiți da. La ambii. Dânsul nu e. Ăsta e prefectul care i-a făcut frumoși. Iată, poți să fac regulă. Okay. Lucrurile încep să capete sens. Am înțeles, da. Revenind în platou. Da, deci așa, cu lumina aprinsă, revenind autorul, în platou. Autorul. Domnul Buzean, da, vă rog. Deci ei, pe frumusețe, sunt la egalitate. Dar? Și Nelu Tătaru și ăsta frumosul de Negrești. Dar Tătaru are celebritate. Tătaru are funcție mai mare. Da. Funcția bate frumusețea. Deci, practic, ai o competiție între Rusu și Tătaru. Rusu e Rusu. Tătaru... Din Vaslui. Dânsul e Rusu și domnul Tătaru e domnul Tătaru. Deci ai Tătaru și Rusu, da. Tătaru și Rusu sunt la fel de frumoși, da. Pot spune omul ăsta, dar Tătaru este mai frumos pentru că e la Consiliul Județean, ăsta e doar la localitatea Negrești. Are grad mai mic, practic. Da. Da. Și știi cum e, gradul bate frumusețea. Da. Funcția bate gradul bate frumusețea. Da, da, e inferioară. Asta e situația. Deci ca să înțelegeți cum se face campania electorală liberală pe zona asta de Vaslui, cu aprecieri între colegi, absolut firești, da, altfel.
Iartă-mă că spun, dar... Mi se pare de o normalitate ce ține de sfera bunului simț. Da. Să faci o apreciere, colegul nostru, care e foarte frumos... Dar da, știi ce mă încurcă pe mine? Așa trebuie. Tu, practic, pe buletinul de vot, eu mereu am spus-o. Bă, poză. Pune-mă poză, poză, să știi omul. Dar poză. Care-i mai frumos, că în funcție dar de asta... Dar ce faci cu candidații foarte urți? Tom Zafir, spune ce faci. Nu votezi așa ceva. Păi da, nu da, poți. Îi vezi acolo. Îi vezi acolo. Îi vezi acolo. Da. Și te-ai anunțat. Da. Noaptea nu-l vrei păi să da, vezi păi da, dar nu se votează noaptea. Păi da, dar se mai inserează. Până la ora 9 e lumină afară. Acum? În iunie e lumină. Da, când ai alegerile spre iarnă da, și la, te duci pe întuneric. Da, corect, corect. Te, prinde, te cuprinde spaima în cabina de vot? Oricum ar trebui să te sperii când intri în cabina de vot. Să ce... publicitatea în cabina de vot și ne întoarcem. O publicitate foarte frumoasă. Frumoasă, nu? E o publicitate frumoasă. Puteți să urmăriți și noaptea. Arată foarte bine publicitatea asta. Să ne spuneți dacă ați văzut publicitate mai frumoasă decât ce difuzăm noi acum. Da, citeam acum presa, mă uitam un pic pentru că ne-am luat cu vorba da. Și n-am reușit să mai țin pasul să văd dacă mai este candidatul, dacă mai este candidatul Cârstoiu candidat. Trebuie să dau refresh. Trebuie să vedem că e o chestiune de pe un moment pe altul. Deci sunt două chestiuni în desfășurare. Unul la mână, Israelul va ataca sau nu Iranul și doi la mână, Cârstoiu se va retrage sau nu. Astea sunt chestii care... N-am găsit cu Cârstoiu, am cu Cristoiu, dacă te interesează. Ion Cristoiu face deducții incendiare. Atacurile la adresa lui Cătălin Cârstoiu sunt orchestrate de Marcel Ciolacu. Sunt orchestrate de Marcel Ciolacu. Așa zice maestru Cristoiu. Păi înseamnă că nu e așa dacă zice. Deci asta e prima dovadă că n-ar fi așa dacă zice maestru Cristoiu. Atacurile la adresa lui Cristoiu sunt orchestrate de Ciolacu. Asta spune jurnalistul Ion Cristoiu, care analizează cel mai fierbinte scenariu, cel al eliminării lui Cristoiu din cursa pentru primăria capitalei. Dar vezi că și Cristoiu tinde să devină jurnalist că a amenințat cu niște dezvăluiri de presă. Sau ceva așa a zis la conferința de presă, zice, domnule, o să vin cu niște dezvăluiri sau fac niște investigații sau nu știu. Deci practic și domnul Cristoiu devine domnul Cristoiu, adică o să faci diferența din ce în ce mai greu între cei doi. Și vezi că e cu piedone. Deci ai ajuns pe aceeași lungime de undă cu maestru Cârstoiu. Deci Cristoiu, maestru pardon. Cristoiu despre maestru Cârstoiu da. Că ar fi practic... Deci, Cârstoiu a început să treacă mai degrabă un candidat PNL pentru Marcel Ciolacu. Candidatul ideal este piedone. De ce? Mm-hmm. Pentru că piedone, din punct de vedere intelectual-cultural, pentru că Cristian Popescu din Bună Cultura, Marcel Ciolacu este președintele Academiei. Aici, mă rog, cred că mai lipsește adică ceva. Adică pare mult mai deștept Ciolacu în comparație cu piedone și atunci are nevoie de piedone ca să pară foarte deștept Ciolacu. Asta înțeleg că a zis. Ciolacu îi pac ăștia mai... Pauză până mâine, să aveți o reunie bună în continuare. Ne vedem mâine la ora 18, da? Toate cele bune!